Ioel, capitolul 1, de la versetul 13 la 20. Preoților, încingeți-vă și jeliți, gemeți slujitorii altarului, veniți în noptați, îmbrăcați cu saci slujitorii ai Dumnezeului meu. Căci darurile de mâncare și jerfele de băutură sunt oprite în casa Dumnezeului vostru. Declarați un post, vestiți o adunare, adunați pe bătrân, pe toți locuitorii țării, la casa Domnului Dumnezeul vostru și strigați către Domnul. Vai ce zi, că ziua Domnului este aproape, ea vine ca o distrugere de la cel atotputernic. Nu s-a prăpădit hrana sub ochii voștri, adică bucuria și veselia din casa Dumnezeului nostru? Semințele s-au pârjolit sub bulgări, hambarele sunt pustii, grânarele sunt dărâmate, căci crânele s-au uscat. Cum suspin animalele, cirelezile de vită umblă amețite pentru că nu mai au pășune, chiar și turmele de oi suferă pedeapsa. Către tine strig, Doamne, căci focul a mistuit pășunile pustiei și flăcările au ars toți copacii câmpiei. Chiar și fiarele câmpului tânjesc după tine, căci albile s-au uscat, iar focul a mistuit pășunile pustiei. Până aici cuvântul. Ne rugăm. Tatăl nostru, te rugăm în seara aceasta să ne însuflețești stăruința asupra cuvântului și să ne ajut să înțelegem acest cuvânt și să plecăm de aici cu o frică mai mare de Tine, Doamne, și această frică să ne conducă la pocăință zilnică și la o dedicare mai mare față de Tine, la cunoașterea Ta mai profundă, Doamne. Fii cu noi și căluzește-ne și fi cu mine ca un uh, mesager al Tău ca să spun adevărul așa cum este, Doamne, și cu pasiune așa cum ai vrei Tu și ai lăsat-o. Rămâi cu noi și fii slăvit în numele Lui Hristos. Amin. Teama sau frica sunt martori pe care Dumnezeu i-a pus în viața fiecăruia dintre noi. Și martorii ăștia ne semnalează nouă că există un pericol care urmează. Și trebuie să stăm în gardă, trebuie să stăm în veghere. Teama este acel sunet de alarmă, sunetul acela de goarnă care spune vine un pericol vine un mare pericol. Și teama deci ne prevestește că urmează acest pericol și deci trebuie să stăm în veghere, trebuie să fim vigilenți. Acesta este scopul ei, asta, pentru asta a pus-o Dumnezeu în viața noastră. Și acum, Biblia și viața ne învață că există multe pericole. Există, dacă mă refer acum la Biblie, există un pericol real care suntem chiar noi, Lumea din jurul nostru e un pericol real pentru noi, diavolul este un pericol real pentru noi, dar astea toate pălesc în fața celui mai mare pericol care există pentru noi oamenii. Dumnezeu, el este cel mai mare pericol pe care lumea asta îl poate avea. Pericolul cronic al lumii în care trăim noi astăzi este. Poate ați văzut încălzirea globală. Toți se tem, toți își fac planuri. Am văzut pe unii acum în Germania, au pus o, o spânzurătoare și au atârnat hămurile, hățurile alea de gât și stăteau pe niște cuburi de gheață și până se topeau ele, ei, prin urmare, urmau să fie, să fie spânzurați. Bineînțeles, era o imagine sugestivă care arată fobia lumii în care trăim noi. Încălzirea globală o să ne distrugă, o să un, un studiu recent, nu știu cât de adevărat e, spune că toate uh, uh, toate orașele din emisfera asta centrală sau mă rog, din zona asta temperată, temperată vor, vor ajunge precum uh, în foarte scurt timp, până în 2050, uh, extrem de cald va fi, de, cu la ordinul 10 de grade în plus față de acum. Nu știu cât de adevărat e, cert că unii cercetători spun asta. Și lumea asta se teme, are fobiile ei, da? Dar vă spun de-a dreptul că toate aceste fobii ale lumii acesteia și ce-și imaginează ei că este un pericol iminent, nu sunt decât un pui de găină amărât în fața acestui mare pericol de care Biblia vorbește, și anume Dumnezeu. Dumnezeu este cel mai mare pericol al lumii acesteia. Și Dumnezeu este deosebit de periculos pentru că Dumnezeu este drept. Și când dreptatea lui Dumnezeu intră în contact cu păcătoșenia noastră, e bine, atunci alarma aceea roșie sună incontrolabil. Pentru că urmează un pericol groaznic, groaznic pentru cei ce se află în poziția, postura de păcătoși. Fraților, Evanghelia pe care o avem noi este o veste bună nu pentru că ne scapă de diavolul, nu că pentru că ne scapă de lume sau de carnea asta. Evanghelia este o veste bună pentru că ne scapă de mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu este pericolul, nu diavolul. Diavolul nu are nicio putere să ne facă ceva dacă Dumnezeu nu ar îngădui asta. Și Dumnezeu îngăduie asta pentru că e păcat și există păcat. Și mânia lui Dumnezeu este cea care amenință foarte furtunos în zare ca o furtună năpraznică care se urmează să se, să se uh, năpustească asupra unui oraș. Mânia lui Dumnezeu. Și de aceea suntem învățați rând pe rând în Scriptură să facem următorul lucru. Să ne temem de Domnul. Să ne temem de Domnul. Acum, oamenii dezvoltă și vorbeam și în tabără de faptul că dezvoltă anumite temeri care sunt un fel de frici din asta de pluș. Nu sunt reale. Fratele Costel ne-a vorbit de frică și de cum putem să o depășim. Și sunt frici de pluș în viața aceasta și sunt frici reale. Și cea mai importantă frică pe care noi ar trebui să o avem nu este de ce poate lumea asta să ne facă și ce poate unul și altul sau ce viitor avem în față. Cea mai mare frică pe care ar trebui să o avem și fobie ar trebui să fie frica de Dumnezeu. Dar unii dezvoltă frici de pluș și dezvoltă, pe de cealaltă parte, nepăsare și o brăznicie la adresa lui Dumnezeu. Păi vă dați seama cât de inconștient sunt oamenii aceștia? Deci ei în loc să se teamă de ceea ce trebuie să se teme în viața asta de Dumnezeu, Creatorul, ei se tem de tot felul de... de Uh, ursuleți de pluș care nu pot să-ți facă nimic, de fapt. Dumnezeu, în schimb, spune scriptura: poate să arunce și trupul și sufletul în genă. Textul acesta, văzut dățile trecute, împărțit în patru părți. Am studiat dățile, cele două dăți trecute, uh, versetele 13 și 14. Acum vom, ne vom uita specific la versetul 15. Nu avem timp să intrăm în, în celelalte versete. Cu ajutorul Domnului data viitoare vom termina și acest pasaj. Dar acum ne vom concentra asupra versetului 15. Și m-am întrebat ce rost are și teologii comentatorii biblici încearcă să-și dea seama ce rost are acest verset în contextul narațiunii. Pentru că până acum a vorbea de această... Eu, el de această... Uh, urgia lăcustelor care a devastat țara, care a distrus, care a, uh, apoi chemarea asta la pocăință, versetele 13 și 14, și, și dintr-o dată, versetul 15, vai ce zi! Că ziua Domnului este aproape, ea va veni ca o distrugere de la tot putrem sau ca o pustire de la tot putremi. Ce rost are acest inserție acestui lucru în, în contextul profeției lui Ioel? Și Analizând așa și meditând asupra pasajului și asupra întregii cărți, mi-am dat seama că Ioel, Ioel construiește ceva aici. Și Ioel construiește profeția sa printr-o serie de succesiuni, de dovezi și chemări la pocăință. Dovezi ale mâniei lui Dumnezeu și chemări ale po la pocăință. Și aceste dovezi și chemări la pocăință succesive cresc tot mai mult în intensitate pe, pe măsură ce avansez în profeția lui. Adică în capitolul 1 e ceva mai, mai slab, pe măsură ce, ce înaintezi să mai descrierile mâniei și judecății lui Dumnezeu sunt mai vii și mai înfricoșătoare și chemările la pocăință sunt din ce în ce mai ascuțite. Vom vedea și în capitolul 2 asta. Și în aceste versete 15 la 18 vedem această creștere în intensitate a descrierilor despre, despre mânia lui Dumnezeu care s-a abătut asupra țării. Iar acest verset 15, cred eu, este scopul lui este acela de a stârni frica de Domnul în cei care îi ascultau profeția. Asta înțeleg eu de aici. Și scopul stârnirii fricii nu este de dragul fricii ca unii cărora le place ca oamenii să le fie frică de ei. Dumnezeu nu are nicio intenție sau nu are nicio bucurie în a, simți, în a ști că oamenilor le e frică de el. Nu, scopul este acela de a produce pocăință, pentru că asta zic, oferă succesiuni de dovezi înfiorătoare ale mâniei lui Dumnezeu pentru ca să cheme din nou la pocăință pe oameni și pocăința să se realizeze și să străpungă inimile oamenilor datorită acestui mesaj al judecății. În versetul acesta 15, Ioel lansează o temă absolut cu tremurătoare în toți profeții, nu numai în cartea Ioel, tema zilei Domnului. Și această zi a Domnului reprezintă manifestarea ultimă a lui mâniei lui Dumnezeu în judecată. Este, dacă vreți, judecata lui Dumnezeu în intensitatea ei cea mai mare și cea mai dezlănțuită. Expresia ziua Domnului asta apare în mai mulți profeți, în Isaia, Obadia, Cefania, Obadia, spre exemplu, în Obadia 1 cu 15, descrie prin această zi a Domnului venirea judecății față de toate națiunile pământului. Toate națiunile pământului vor fi judecate de Dumnezeu în această zi a Domnului. Isaia, pe de altă parte, de fapt, Cefania, pe de altă parte, vorbește despre ziua Domnului ca fiind armatele din nord care vin foarte repede asupra Ierusalimului și trebuie să îl nimicească. Isaia 13 cu 6 folosește foarte, o expresie foarte asemănătoare cu asta, că e aproape un citat din Ioel din sau invers sau dintr-o tradiție comună celor doi. E, e aproape același lucru. Și în Isaia, Isaia vorbește de faptul că Dumnezeu va aduce pedeapsa asupra națiunilor păgâne prin această zi a Domnului. Acum, eu el ca și Țefania acesta, despre care am vorbit, o aplică specific poporului lui Dumnezeu, poporului lui Iuda. Așa cum o face Ioel în primele două capitole, vom vedea că în capitolul 3 expresia ziua Domnului schimbă destinatarul, dacă pot să spun așa, și se aplică tuturor națiunilor pământului care sunt răzvrătite. Dar în primele două capitole se aplică poporului lui Dumnezeu. Și în scripturi, și mai ales aici în Ioel, ziua Domnului face referire la o zi finală, așa cum am spus, dar face referire la și la zile care nu sunt finale ale Domnului și care sunt manifestări ale judecății lui Dumnezeu, un fel de prevestiri al acelei ultime zi, zile ale Domnului. Un fel de ziua Domnului cu zâmmic dacă pot spune așa. Și în primele două capitole Ioel discută despre această zi a Domnului cu Zâmmic. În ultimul capitol 3 va discuta despre ziua Domnului cu zâmare. Acea ultimă și finală zi a Domnului. Această zi a Domnului este o zi prin excelența a dreptății lui Dumnezeu, a judecății lui Dumnezeu. Este o perioadă limitată de timp, de asta îi zice zi, nu înseamnă neapărat că e o zi, ci o perioadă limitată de timp, în care Dumnezeu intervine în mod neobișnuit în creația sa pentru a judeca păcatul cu foarte mare asprime și cu foarte mare uh, cu dreptate. Și fraților, această zi este cea mai periculoasă zi pe care omenirea asta o poate experimenta. Nu încălzirea globală, această zi a Domnului. Dumnezeu nu poate tolera păcatul. Indiferent că este păcatul poporului său sau păcatul națiunilor păgâne. Și așa cum lor, adică israelului din vechime, Li s-au luat binecuvântările legământului, vorbeam acum două dăți de felul cum se aplică acest pasaj, și au fost turnate blestemele legământului, așa cum citeam în Exod, în Deuteronom. La fel și nouă astăzi, poporului lui Dumnezeu, pentru că vorbim de poporul lui Dumnezeu, dacă stăruim în păcat, ni se iau toate aceste binecuvântări ale legământului și sunt turnate urgii. Urgii. Peste... Biserica sa. De aceea, în ultima vreme, găsim așa de multă apatie, așa de multă bătere în retragere a bisericilor și se micșorează, se micșorează, lipsă de convertiri, lipsă de entuziasm și parcă totul se reduce și caută să, să dispară. Ziua Domnului, cu alte cuvinte, cu zâmbit, este chiar aici, între noi. Este o realitate prezentă. Între noi, cel puțin în România, felul cum experimentăm noi credința. Am spus că acest verset este, cred că motivul inserării acestui verset este cel al stârnirii fricii față de groaznica mânia lui Dumnezeu, care este turnată peste țară și este o prevestire a zilei Domnului. Și sunt patru elemente aici care ne fac să înțelegem acest lucru. Că este o, este o, dorință a profetului să ne temem de Domnul, să ne înfricoșăm de Domnul. Și este foarte bună această înfricoșare de Domnul. Expresia vai, expresia aproape, expresia pustire sau distrugere și expresia de la cel atotputernic. De la cel atotputernic. Asta le găsim în acest verset. Vai ce zi, este zi, ziua Domnului este aproape, ea vine ca o distrugere de la cel atotputernic. Hai să luăm pe rând toate aceste expresii și apoi vom trage câteva concluzii. Expresia vai sau a, indică existența unui pericol sau a unei îngrijorări foarte mari, peste măsură de mari, peste limita, să zicem, tolerabilității o expresie cumva care vine natural în, în viața unui, nu? Când vezi un, 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 o femeie cu un cărucior care merge pe calea ferată, și dintr-o dată se blochează roțile unei, roțile căruciorului pe calea ferată, și trenul sună, instinctiv zi, vai! Exact asta este expresia aici. Este o, un instinct al profetului. Pentru că este conștient de ceea ce urmează, este conștient de mânia lui Dumnezeu și strigă această, acest onomatopeu, această expresie. Este ceva absolut înfricoșător pe cale să vină, ceva demn de vaiet, ceva demn de această strigare care nu are, să zic, e, e un sentiment pornit din inima lui. Apoi, al doilea lucru pe care îl vedem aici, că ziua Domnului este aproape. Este aproape. Expresia aproape nu comunică, în primul rând, ideea de temporal. Aspectul temporal. Indică și asta, dar nu. Asta e primul lucru pe care vrea să-l comunice uh, cuvântul acesta. E mai degrabă un mod poetic de a, prin care eu, el vrea să întățească frica în cei care îi citesc profeția sau o ascultă. Vrea să-i facă pe oameni să știe că vine cu, pas rep, cu pași repezi această, această mânie a lui Dumnezeu, această zi de nori și întunecime și ar fi bine să te apuce bucuroaza când auzi de ea. Este teribilă și vine cu pași repezi și când știi că ceva vine repede și repede și repede, știi că mai ai puțin timp, știi că mai e puțin timp, că ceasul ticăie și că în curând va exista contactul final. Exact asta face el aici. Ziua Domnului este aproape. De aceea trebuie să ne pregătim. Și în Stefania avem, avem o expresie foarte similară și zice așa, Stefania 1 cu 14 Ziua cea mare a Domnului este aproape. Este aproape și se grăbește să vină. De două ori spune acest lucru. Vuietul zilei Domnului este amarnic la fel și urletul celui viteaz acolo. Și, observați, ziua cea mare este aproape și ce se întâmplă, ce, ce reacție -o, îți induce această, sta, această zi a Domnului. Vuietul celui viteaz este amarnic. Vuietul urlă, viteazul urlă cu amar în fața prospecțiunii acestei zile a Domnului. Și vitejii fraților, nu ca vitezii noștri care trag la sală. Vitezii din vremea aceea Mergeau cu săbii și erau un război. Era un război și erau gata, erau totdeauna aproape de moarte. Așa erau vitezii din vremea aceea. Și vitezul din vremea aceea, neînfricat de nimic, nici măcar de moarte, urlă cu amar când vedea acea zi grozavă Domnului. Pentru că, în fața zilei Domnului, niciun om nu poate să ridice măcar ochii sau să, sau să facă un gest de, de curaj. Asta este ideea aici. Nici, nu mai există niciun curaj în, în, vremea aceea și în ziua aceea. Uh, și, frații mei, frica asta de Dumnezeu și frica asta de judecata asta nu este, doar, nu este, un concept vechi testamentar de care am face bine să scăpăm cât mai repede, că am ajuns la lucruri care sunt mai bune. Domnul Iisus spune, în Matei 10 cu 28, nu vă de cei ce ucid trupul, dar care pot ucide, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să distrugă și sufletul și trupul în ghenă. În ghenă. Domnul Iisus nu se joacă. Și el, Domnul Iisus, a vorbit mai mult de ea decât de rai. Știți? Mult mai mult de ea decât de rai, pentru că realitatea iadului este înfricoșătoare. Apoi Pavel, poate că ne amintim de Pavel, este apostolul care accentuează foarte mult faptul că am fost înfiați, în familia lui Dumnezeu și n-ar trebui să mai avem un duc de teamă și un duc de fiu care stiga Ava, adică tată. Dar chiar și Pavel îl văd în 1 Corinteni, capitolul 9, versetele 26 și 27, că spune așa. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg, mă lup cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Păi, frate Pavel, nu ești sigur că Domnul te-a înfiat, nu ești sigur că Domnul ești în familia lui Dumnezeu. De ce te mai temi că s-ar putea să fii lepădat? E bine, există încredincios și trebuie să existe încredincios ambele uh, sentimente: și teamă, dar și bucurie, și uh, cum să zic relaționare la Dumnezeu ca la tată, ca la tatăl tău. Cele două nu se exclud. Poate se exclud în mințile unora, dar în, în, în gândirea Scripturii nu se exclud. Teama asta de lepădare, teama de apostazie, cu alte cuvinte, îl mâna pe Pavel să fie extrem de strict cu el însuși. Și care era ideea? Dumnezeu nu privește la fața omului. Ești Pavel... Ce credem că îl impresionăm pe Dumnezeu că ești tu, Pavel, și ai vestit atâtor oameni și mulți oameni s-au întors prin tine la Domnul? Indiferent că ești Pavel sau nu, dacă nu stăruiești până la capăt în credință, vei da piept, spune, cred eu, în, în spatele acestor, acestei fraze. Vei da piept judecății groaznice a lui Dumnezeu. De asta se teme el. Mă tem și vreau să mă porc aspru cu mine însuți, cu mine însumi. Și la fel și noi, că avem 10-20 de ani de credință nu trebuie să ne să credem că suntem în afara posibilității de a experimenta judecata finala lui Dumnezeu chiar de asta Pavel este dur să nu ne înșelăm faptul că Dumnezeu ne este tată nu anulează teama sfântă de el și teama de judecată nu trebuie să ne paralizeze evident sunt nuanțe aici nu avem timp să intrăm în ele dar certe că ambele realități trebuie să coexiste în viața unui credincios și cu cât sunt mai în echilibru aceste două realități, cu atât credinciosul merge mai bine pe calea credinței. Cu cât descentrezi puțin lucrurile, cu atât există lucruri care nu se pun în acord cu ceea ce spune Scriptura. Bun, asta a fost expresia aproape. Dar a treia expresie este pustire sau distrugere. Ziua Domnului este aproape, ea vine ca o distrugere de la cel atotputernic pustiere sau distrugere. Ideea asta, cuvântul acesta comunică ideea de devastare, de dezastru total. Ceva care până în, în, într-un anumit punct era bine așezat, bine întemeiat, înfloritor, poate, acum este devastat, este în ruină, este complet inutil, complet distrus. Iar cel ce face asta este Dumnezeu. Și mă gândesc, ce să folosesc? Lucrurile astea sunt foarte abstracte pentru noi astăzi. Noi trăim într-o epocă foarte răsfățată așa. Nu avem imagini în conștiința noastră colectivă care să rezoneze cu astfel de dezastre de care vorbește eu Nu avem. Pentru că trăim într-o vreme de prosperitate, de confort și nu am avut în timpul vieții noastre, cel puțin noi ăștia mai tineri, poate alții, nu am avut o astfel de manifestare, să zicem, care să reverbereze mințile noastre și să, să o analogie bună. Dar cred că cea mai bună analogie o găsim în Ioel 2 cu 3. Ioel 2 cu 3 spune așa. Înaintea lor, adică înaintea lăcustelor acestora, țara era ca grădina Edenului, dar după ele rămâne un deșert sterp. Nimic nu le scapă. Edenul transformă într-un deșert acea verdeață fantastică, cum am fost noi la munte, dintr-o dată să o vezi, că acolo e ras tot, nu mai este nimic verde, nimic plăcut, totul distrus, totul anulat. Distrugerea este, dacă vreți, acest cuvânt, distrugere, este limbajul colapsului creației în fața Mâniei lui Dumnezeu. Edenul acesta, cade în starea aceea de haos de dinainte de instituirea lui. Dumnezeu care Dumnezeu este atât de pornit împotriva creației lui, împotriva ceea ce a creat el, încât vrea să distrugă totul și să radă totul. Și cam cum a fost în cazul potopului. Cam așa ceva. Și Dumnezeu este atât de pornit pentru că Ceea ce stă la temelia creației sale. Ce stă la temelia creației sale? El. El stă la temelia creației sale. ce stă la temelia, temelia creației sale este nesocotit. Este dezonorat de creație. Și tu când dezonorezi ceea ce stă la temelia creației, nu poți decât să culegi de creere, dacă pot să spun așa. Nu poți să culegi decât uh, distrugere și cădere în. în, în neființă, neant. Nu există nimic bun fără Dumnezeu. Și oamenii l-au nesocotit pe Dumnezeu și au dezonorat numele Lui și de aceea trebuie să culeagă ceea ce au semănat. Ceea ce au semănat, adică starea de distrugere. Nu în ultimul rând, ceea ce face din versetul 15 să fie deosebit de împricoșător este expresia de la cel atotputernic. Ziua Domnului se aproape, ea vine ca o distrugere de la cel atotputernic. Ziua aceluia care are toată puterea în mâinile sale este aproape. Ziua aceluia care are toată puterea vine ca o distrugere. Ziua aceluia care are putere de a crea va veni și va distruge toate lucrurile. Întreaga puterea lui Dumnezeu, care stă în mâinile sale, este gata să o dezlănțuie asupra întregi creații. Și deja se observă prevestitorie, asta spune eu el. Uitați-vă la țară. Ceea ce vedeți voi este o mică imagine a ceea ce va fi în curând cu toată creația. Și lăcustele acestea care au devastat țara sunt o imagine, o, o imagine, cum să zic, ca un geam spart față de ce va fi în realitate când va veni Domnul cu puterea tăriei Lui și va. Distruge pe toți dușmanii lui. Și întrebarea este: cine nu se va teme de Domnul? Știind cine este el și câtă putere are. Cine nu va urla de frică în ziua aceea, în pricina măreției arătării lui? Cine nu va încremeri de furia lui? Nimeni. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu domesticit. Ai tu, zgarda l-ai pus pe gâtul lui și îl postul unde vrei tu. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu nu este de pluș. Dumnezeu are atâta putere încât ar trebui să ne cutremure și ar trebui să ne înspăimânte. Și să zici, Doamne, nu vreau să plec măcar o clipă fără Tine. Vreau să mă agăț de Tine cu tot ceea ce sunt. Tu ești singura mea speranță. Tu ești cel care vei devasta lumea asta, dar mă plec și mă prinde tine cu tot ceea ce sunt, pentru că tu ești singura mea speranță. Și asta, ăsta este scopul pentru care El vrea să ne înfricoșeze, ca să ne, să ne aruncăm în, în brațele milei Lui și în brațele îndurării Lui, ca să ne pocăim înaintea Lui cu toată ființa noastră. Fraților, păcatele noastre sunt nici înaintea Lui Dumnezeu. Și trebuie să renunțăm la ele chiar acum. Nu mai amâna nu mai am în ziua, Domnul e bun, Domnul e milos, Domnul nu... Domnul este bun dacă te pocăiești. Domnul este drept dacă nu te pocăiești. Și este drept și trebuie să judece. De aceea vină astăzi, renunță la orice lucru care, care stă împotriva lui. Și de aceea, observați ce sens are acest verset 15, pentru că nu înțelegi în, sensul, în felul acesta. El este o întărire a ceea ce versetele 13 și 14 au acționat. Versetele 13 și 14 ne-au chemat la pocăință. Și acum ne spun, încă o dată, de ce trebuie să ne pocăim? Iată de ce. Vrei să faci, să dai piept acestui Dumnezeu în toată furia lui? Oamenii care, cum spuneam, au în conștiința lor colectivă niște dezastre din astea, cum ar fi războaiele mondiale. Oamenii au asistat la niște dezastre absolut dramatice. Orașe în Europa au fost pur și simplu distruse, anihilate. Deci Londra, euh, multe, Paris și așa mai departe. Au fost Efectiv au fost reconstruite, dar înainte să fie reconstruite erau niște ruine. Să vezi acest lucru este catastrofal. Și astea sunt imaginile care trebuie să ne rămână nouă. Țara era, țara era un belșug. Țara acum este un dezastru. Dar cum va fi când va veni ziua aceea a mâniei de pline a Lui Dumnezeu? Să rugăm pe Domnul, chiar dacă nu înțeleg foarte bine, să rugăm pe Domnul să ne dea ochi, să ne deschidă, să vedem această realitate copleșitoare a puterii Lui Dumnezeu și a, a, a dreptății Lui Dumnezeu. Și amintiți-vă ceva, să revenim un pic la uh, judecata Lui Dumnezeu și pustia aceasta în, în nou legământ, nu stă în, pământuri și țări devastate. Să va veni la final. Ci judecata, zi, ziua aceea cu zâmbic, este, stă în faptul că bunul cel mai bun, binecuvântarea binecuvântării, amintiți-vă, în vechiul legământ binecuvântările erau materiale, acum binecuvântarea este Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este binecuvântarea care, pe care Dumnezeu ne-a oferit-o. Și când Dumnezeu retrage Duhul Său cel Sfânt de la o biserică, de la biserici, de la un ansamblu de biserici, binecuvântarea binecuvântărilor dispare. Edenul se transformă în pustiu și, este, și instalează în biserici o apatie, puține convertiri, puține suflete care cu adevărat sunt transformate de Hristos, după chipul lui Hristos, puține gânduri și comportament care să-l onoreze pe Domnul. Din potrivă, gândire și comportamentul lumesc și păcătos și chiar diabolic. O mărturie tot mai slabă și tot mai compromisă în lume. Și o batere tot mai, tot mai pronunțată în retragere. O, o, o stare de contractare, așa de micșorare, care amenință efectiv cu dis dizolvarea completă. Și acesta e doar începutul. Doar începutul. Este doar prevestirea. Zilei mari a Domnului. Dar cine a spus că trebuie să rămânem aici? Domnul îngăduie astfel de lucru ca să ne pocăim. Și pocăindu-ne să toarne belșug peste noi. Domnul își judecă. Gândiți-vă un pic. Cum funcționează ca o prevestire a zilei celei mari a Domnului, judecata pe care o are față de poporul său? Așa cum vedem și astăzi. A fost și atunci. Dacă Dumnezeu judecă poporul său cu atâta strictețe și dreptate, cu cât mai mult va judeca lumea aceasta coruptă și depravată, care îl respinge cu tot mai mare vehemență, va fi vai, va fi vai, vai în ziua aceea. De aceea lasă-l pe stânga și pe dreapta. Tu vino azi. La Domnul. Vino azi și pocăiește. te Teama este bună dacă te conduci la păcăință. Uneori, teama nu e bună pentru că pe unii oameni nu-i conduce la păcăință. Îi conduce la moduri mai șirete de a păcăli, nu știu, pe tată, pe mamă, pe patron și așa mai departe. Teama nu este bună dacă te conduce să, să crezi că vei păcăli pe Dumnezeu. Teama este bună dacă te conduce la pocăință și la acea, acea renunțare și acea predare înaintea Domnului Nu sunt nimic, ești totul și mă predau cu adevărație și sunt ca o carte înaintea ta deschisă. Ajută-mă să mă schimb, ajută -mă să trăiesc pentru tine și slava ta. Și teama este bună dacă te temi de cine trebuie să te temi și cum trebuie să te temi. Și de aceea te chem în seara aceasta să te temi de Domnul, pentru că această teamă această teamă te va arunca în brațele milei sale. Dumnezeu este nu numai vrednic de teamă, ci este bogat în milă, credincios, plin de îndurare și de credincioșie față de toți cei care se întorc de la păcatele lor. Hristos a consumat mânia lui Dumnezeu pe cruce și, -a și orice om care cere cu adevărat milă și har, capătă din partea Domnului milă și har. De aceea te chem să faci asta și pentru tot restul vieții să practic să practicăm asta împreună și Domnul să ne dea harul acesta, această teamă care ne conduce la pocăință și la gustarea îndurării sale. Amin.